Bună, dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! În acest videoclip sunt aici cu analiza pe care am pregătit-o pentru episodul 289 din serialul Emanet, pe care publicul îl așteaptă cu mare entuziasm și curiozitate. Nu uitați să vă abonați la canalul nostru, să activați notificările și să distribuiți videoclipul nostru înainte de a trece la videoclipul nostru. Neslihan intră în cameră, nu bea acel pahar cu marginea spartă. Mătușa mi-a spus cal, ea spune că am uitat. Canan se întreabă dacă Yaman bea ceai în fața ușii. Neslihan iese. Canan întreabă dacă bea ceaiul. Neslihan spune că a adus ceai cu un pahar spart. Când Canan află că va bea ceai, Yaman spune, te voi cuceri din plin. Yaman nu schimbă paharul și bea ceaiul. Seher spune să te faci bine curând. Yaman spune că am băut din mâna ta, desigur că se va vindeca. Duygu îl întreabă pe Ali de ce mi-ai spart ușa. Ali spune că Ibrahim a spus că a văzut pe cineva suspect în casă. Cineva în hanorac spune că s-a plimbat prin casă. Duygu spune că ea este ea însăși. Când Yaman se spală pe față, durerea revine. Seher pregătește și patul pentru dormit. Seher ia una dintre sticlele cu medicamente în palmă și se roagă pentru Yaman. El spune, o, Allah, iartă-le și se va vindeca în curând. Yaman iese și el din baie. Spune că acum este bine și că vrea să ia micul dejun în grădină dimineața. Seher spune că e în regulă. Ali se întreabă dacă Duygu ar fi făcut ușa. Apoi sună Black. Întreabă ce fac. Ali povestește ce s-a întâmplat în timpul zilei. Ali crede că a mers prea departe. Spune că de acum înainte îi va da drumul. Duygu decide să vorbească cu Ali. Dimineața, Yaman se trezește din nou îndurerat din somn. Luați prospectul pentru unul dintre medicamentele lui și citiți-le. Apoi sună doctorul. Spune că durerea lui se înrăutățește, că este slăbit și că nu suferă atât de mult nici în momentul operației. Medicul spune că astfel pot avea dureri și vor trimite o asistentă acasă să le verifice din nou valorile. Seher intră în cameră. Am spus că ar trebui să luăm micul dejun afară, dar el spune că afară bate un vânt foarte puternic. Vreau să fiu ultimul pacient al lui Yaman. Dar dacă te îmbolnăvești, spune că ar fi mai bine pentru mine să dorm împreună în pat. Seher întreabă dacă e bine. Yaman mai spune că are ceva dureri. Canan se întreabă dacă doza pe care i-a dat-o funcționează. Când o vede pe Seher, se apropie imediat de ea. Întrebați cum este Yaman. Seher spune că viitorul asistentei trebuie analizat. Canan vorbește și despre dacă dorește o analiză timpurie. Duygu își face un plan pentru a vorbi cu Ali. Ali face planuri să vorbească în același mod. Canan își sună medicul. Asistenta vă spune că va veni acasă și va face testul și va schimba rezultatele testului. Canan spune că dacă aceste doze nu funcționează, va crește doza din nou. Doctorul îi spune să nu faci asta. Pentru că spune că dacă o faci, sistemul tău nervos se va deteriora, ceea ce poate duce la moarte și paralizie. Canan mai spune că nu se va opri dacă această lucrare nu este terminată astăzi, va continua, nu este îngrijorarea lui că îi se întâmplă ceva cu Yaman. Seher îi spune lui Cenger că starea lui Yaman nu este bună. Îmi pare rău. Anorexie și multă oboseală. Cenger este, de asemenea, un om puternic. Vei fi vindecat ca urmare a rugăciunilor tale și a bunei tale griji. Yusuf vine în bucătărie. Spune că și-a văzut unchiul într-un vis. El povestește despre visul său. Cicica a adus medicamentul pe care i-a dat Canan la laborator pentru analiză. Zuhal este fericit de această situație, pentru că va dezvălui adevărata fața a Cananului. Zuhal este hotărât să facă asta. El crede că dacă dezvăluie adevărata fața a lui Canan, Yaman nu-l va ține acasă. Yusuf îi aduce săgeți unchiului său. Spune să fugim. Întreabă cum este unchiul tău. Yaman mai spune că este bine și că s-a săturat să doarmă. Yaman spune că e în regulă. În timp ce atârnă placa de săgeți de perete, Yaman începe să simtă din nou durere. Se duce la baie. El spune că începe, vin. Yaman se spală pe față. Yaman iese din baie în timp ce Seher și Yusuf joacă darți. Când răsare zorii, Yaman trece pe acolo. Yaman spune că trebuie să te plictisești de mine. Seher spune că este prima dată când joacă darți. Yaman spune că este evident. Yaman vrea să o arate. Îi iau mâna lui Seher și încearcă să o aducă împreună. Când Yaman trage singur, durerea va reveni. Dar încearcă să nu-l arăți. Rezultatul cursei depinde de lansarea lui Yaman. Dacă arunci asta, vei fi câștigătorul. Premiul este un sărut mare. Mai întâi Yusuf își sărută unchiul. E rândul lui Seher. Seher îl sărută pe Yaman pe obraz cu un sărut mare. Seher îl duce pe Yusuf în camera lui pentru a-l culca. Îi spune lui Yaman să se odihnească. Duygu și Ali așteaptă în mașină în timpul operației. Se spune că vrei să bei apă în același timp. Duygu o sună pe mama lui și ea nu răspunde. Emoția nu s-a deschis încă, dar știu că într-o zi se va întâmpla. Știu că am o legătură puternică cu mama mea. Apoi le povestește despre momentul în care tatăl său i-a părăsit. Deci nu mă iubește, nu îmi face asta în mod conștient. El spune că nu am alte vise de viitor decât bunătatea lui. El spune că voi fi cu mama până când ea va muri, că nu voi mai avea niciodată o altă viață. Ali, comisarul, râde. Duygu întreabă de ce râde. Ali spune că nu există nimic. Emoția persistă. Ali spune că îți voi spune și ție, dar nu te supăra. Şimşir vorbește despre mătușa lui. A fost o femeie foarte frumoasă în tinerețe. Mai târziu, frații acestei mătuși Şimşir s-au căsătorit. Mătușa lui Şimşir a mai spus că nu vrea să se căsătorească. Dar la o înmormântare, imamul s-a îndrăgostit de tanti Şimşir. Mătușa Şimşir s-a îndrăgostit de imam. Au decis să se căsătorească. Mătușa Şimşir a murit în ziua nunții. Cu alte cuvinte, a auzit vocea imamului care îi va fi soția la înmormântare, nu sunetul tobelor și al buștenii la nuntă. Spune o poveste exemplară. Duygu spune apoi că îi este foame. Ali merge să cumpere mâncare. În timp ce Yaman stă întins, Seher sosește. Seher spune că și eu sunt obosit, hai să ne întindem împreună o vreme. El este lângă Yaman. Seher spune că știu un joc pe care îl putem juca împreună. Scrie 2 jocuri corecte și unul incorect. Ei încep jocul. Fac unul cu nefe perfect. Sunt 2 campioni la șah. Am căzut pe 3 balcoane și mi-am rupt piciorul. Yaman spune că este o minciună că ești campion la șah. Nici tu nu l-ai cunoscut pe Seher. Der. Yaman spune că ești campionul meu. El spune că nu poate face cunefe. Spune că atunci când și-a rupt piciorul a fugit de acasă când tatăl și sora lui nu erau de acord, iar când a încercat să intre pe balcon când s-a întors acasă, a căzut și și-a rupt piciorul. E rândul lui Yaman. Spune că mor de foame timp de 14 zile și știi 2 puncte. Ei continuă jocul. În acest fel, ei învață ceea ce nu știu despre ei înși. Am mers 6 kilometri odată dimineața. Spune chiar și Tuzla. Yaman întreabă cum este. Seher spune că nu era sigură de sentimentele ei la momentul respectiv. Când a plecat din casă, cu cât mă gândeam mai mult la asta, cu atât mi-am dat seama că am mers pe jos până la Salina. Mi-am dat seama că, indiferent cât de departe ai merge, nu aș putea scăpa niciodată de iubirea ta. În timp ce Yaman se gândea la Seher, s-a ciocnit de o mașină care era oprită la semafor. Ali l-a prăjit pe Duygu. Este cu pasta de roșii și branza dubla după cum va place. Ali spune că iubește cartierul în care locuiesc și îi amintește de vechile filme turcești. În Duygu, ea spune că iubește foarte mult, că părinții ei se luptă și că s-a refugiat în acele fanți turci în acest moment. Ali primește un telefon, Canan primește telefonul pe care l-aștepta. Doctorul a făcut ceea ce a spus Canan. S-au schimbat rezultatele testului. Doctorul îi spune lui Canan că există un singur lucru. El spune că starea fiului său este mai proastă decât se aștepta. Canan este mulțumit de această situație. Ajungem la finalul acestei secțiuni, prieteni, nu uitați să vă abonați și să activați notificările pentru a vedea mai multe videoclipuri. Vă mulțumim că ne urmăriți! Ai grijă! Ne vedem în alte videoclipuri!